La fiecare subiect pe care l-am avut în miercurile succesive pe care l-am petrecut aici, am încercat să atingem anumite puncte principale despre subiectul care ne-a stat înainte. Nu putem să avem un studiu exhaustiv pe fiecare punct din mărturisirea de credință. De asemenea, nu putem nici măcar să luăm, să studiem fiecare din pasajele care. Uh, au fost studiate de cei care au scris mărturisirea uh, și care stă la baza fiecărui articol, uh, dar ar fi un, uh, un exercițiu benefic, poate devoțional, așa, pentru fiecare dintre noi. Dacă vreți să aprofundați, să vă uitați la pasajele care sunt indicate uh, ca note de subsol uh, la articolul din mărturisire. Uh, cred că ați putea aprofunda mai bine și vi s-ar explica mai mult tot ceea ce spune mărturisirea despre aceste despre aceste subiecte, faptul că nu avem timp să studiem toate pasajele astea nu înseamnă că noi pur și simplu recităm ce spune mărturisirea și credem ce spune mărturisirea de credință, doar că așa spune mărturisirea și am pus-o undeva deasupra Sfintei Scripturii. Acestea fiind spuse, în seara aceasta avem un subiect foarte încurajator, mângâietor pentru noi, despre siguranța mântuirii. Suntem la uh, articolul 18. Și aș dori să avem așa un survol asupra acestui subiect, de fapt cum am avut la fiecare uh, subiect până acum, despre siguranța mântuirii. În primul rând, aș dori să ne uităm la uh, siguranța mântuirii pe care o au fals și credincioși. Mărturisirea chiar așa începe cu o siguranța mântuirii pe care o au fals și credincioși uh, și ea spune în felul următor: cei care cred doar pentru o vreme, foarte interesant de observat, uh, Mărturisirea nu spune cei care sunt mântuiți pentru o vreme. Da? Deci distinția, nuanța e foarte importantă. Nu zice cei care sunt mântuiți pentru o vreme, ci cei care cred pentru o vreme, pentru că sunt mai multe tipuri de credință care, la un moment dat, sfârșesc în uh, apostazia. Uh, precum și cei nemântuiți se pot înșela în zadar cu speranțe false și presupuneri firești că ar fi mântuiți și că s-ar afla în harul lui Dumnezeu, dar această nădejde va dispărea. Veți găsi uh, o realitate. Tristă în lumea aceasta că, în special cultele, sectele mă refer, da? Care, cei care cred că doar ei sunt mântuiți din toată creștinătatea, câteva mii sau cât sunt într-o sectă, au o siguranță a mântuirii foarte puternică. Foarte puternică. Asta este un mod de a, de a ține oamenii într-o sectă, prin frica că dacă ai părăsi secta, nu mai ești sigur de mântuirea ta, da? Rămâi în grupuscul ăla, minuscul. Și acolo e siguranța mântuirii. Dacă ieși afară, nu se știe exact care e treaba. Mărturisirea spune foarte clar că e posibil să ai o siguranță falsă a mântuirii. Ne prezintă Biblia așa ceva? O siguranță falsă a mântuirii? Evident, unul dintre cele mai cunoscute pasaje pe care l-am și abordat recent, Matei 7. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Și erau siguri. Nu erau siguri. Doamne, cum? Deci vin la Domnul Isus Hristos într -o. Eu nu știu dacă chiar așa o să se întâmple acolo, dar asta spune Domnul Isus, da? Dacă o să fie un dialog în care Domnul spune, hai să vedem, cine crede că e mântuit de aici? Da? Când citești pasajele despre felul în care va decurge judecata, arată puțin altfel, da? Dar într-o imagine, Domnul spune, vor fi și oamenii zic că avem dovezi ale mântuirii noastre. Noi credem că asta sunt dovezi. Am scos draci, am făcut minuni. Doamne, doamne, cum noi nu ne știi? Hei, suntem aici. Domnul spune, niciodată nu v-am cunoscut. Deci există această mare tragedie, poate una dintre cele mai mari tragedii, că din interiorul creștinismului, vorbesc de creștinism ca religie oficială, da? nu vorbesc de creștinism autentic, în interiorul creștinismului sunt mulți oameni, Domnul spune că mulți vor veni în ziua aceea și vor zice. Da? Noi suntem siguri că suntem în regulă cu tine și ei, de fapt, nu erau, da? Asta e una dintre cele mai mari uh, tragedii. Să fii în interiorul creștinismului și să nu fii creștin. Să ai siguranța mântuirii, să fii sigur că tu ești mântuit și să nu fii, de fapt, mântuit, da? Uh, dar aș vrea să uh, fim atenți asupra unui aspect. Siguranța mântuirii pe care o au oamenii aceștia nu este siguranța mântuirii pe care o avem noi. Deci nu ce are el în minte am și eu. Este o. Este o o neînțelegere asupra acestui fapt. Pentru că unii zic, da, dacă ăla crede că e sigur de mântuirea lui și el nu e născut din nou cu adevărat și să piede, atunci nici eu n-am cum să fiu 100% sigur de mântuirea mea, că mai târziu pot să îmi dau și eu seama că am fost unul dintre ei, Da? Și la fel o să spune și despre mine că n-am fost mântuit niciodată. Atenție, natura siguranței mântuirii unui om nenăscut din nou este diferită de natura siguranței mântuirii unui om născut din nou. E diferită. De exemplu, un om care n-a văzut niciodată în viața lui o floare, pentru că e orb, poate să fie sigur că există o floare, da? Dar nu are aceeași siguranță existenței florii respective cum am eu care am văzut-o, am pipăit-o, am mirosit-o, am rupt-o sau am dus-o cuiva, corect? Sunt două lucruri total diferite. Eu am văzut-o, eu am avut un contact real cu floarea respectivă, da? El are o siguranță mentală a existenței acelui lucru. Înțelegeți diferența? E o diferență enormă. În nașterea din nou eu primesc un organ spiritual prin care sunt conectat la lumea spirituală. Eu văd. Eu nu am o siguranță a mântuirii. Mă, sper că îns lucrurile alea. Eu m-am încrezut în ele, m-am bazat pe ele. Sper că la final să fie în regulă. Dar o vedea. Nu despre siguranța a mântuirii vorbim noi, da? Pentru că mărturisirea spune în felul următor și alege cu atenție cuvintele. Cei care cred doar pentru o vreme, pe cum și cei nemântuiți, se pot înșela în zadar cu speranțe false și presupuneri firești. Deci el are niște presupoziții. da. Deci siguranța mântuirii pe care eu o am nu este aceeași siguranță mântuirii ca cea pe care o are un om al lumii acestea. Pentru că el nu are organul spiritual prin care să vadă lucrurile uh, duhovnice. De asta v-am dat... Uh, imaginea de mai înainte ca să înțelegem poate mai bine lucrurile acestea. Al doilea lucru pe care îl spune mărturisirea este că această siguranță a mântuirii trebuie căutată în cadrul sfințenii sau ne este dată în cadrul sfințirii. Și asta e o tensiune foarte sănătoasă în care noi trebuie să, să uh, trăim. Uh, Biblia nicăieri nu dă siguranța mântuirii creștinilor carnali. Creștinilor firești, cum îți numiți. E o în termeni până la urmă, creștin carnal. Păi creștinilor creștinul carnal. Creștini firești, păi pe ori ești creștin, ori ești creștini lumesc, păi ori ești lumesc, creștin. Acum, eticheta asta sau categoria asta de creștin pe care unul o identifică în Biblie este preluată din niște expresii care sunt, din punctul meu de vedere, scoase din context din 1 Corinteni capitolul 3 unde Pavel le spune, datorită zavistiilor și certurilor în care treau corintenii, că sunt lumești sau sunt oameni de lume sau sunt carnali sau firești. Dar Pavel se referă la, o, la un anume comportament. Pavel nu se referă la faptul că ei în toată viața lor trăiau ca niște oameni ai lumii, dar totuși erau creștini. Da? Ci el se referă la faptul că aveau un anumit comportament care îi făcea să fie lumești. De exemplu, dacă tu ai mințit sau ai, minț, ai trăit în... te-ai luptat cu minciuna, să zicem o perioadă de timp. Cum a fost comportamentul ăla? Cum ai putea să-l numești? Dacă cineva te vede, ce-ți spune? Ești lumesc, ca să-i lumesc ce faci tu. Asta e un om firesc, un om carnal al lumii estea. Așa se comportă un om carnal al lumii, corect? Dacă cineva te uite vorbim murdar, ce spune? Și că un om al lumii este, mă. Și ești un om carnal firesc. Dar nu înseamnă că tu în toate domeniile din viața ta ești praf și pulver, ești ca un om necredincios, da, nenăscut din nou. Siguranța mântuirii trebuie căutată în cadrul Sfințirii. Și eu nu cred că din Biblie se poate găsi undeva că Duhul Sfânt dă siguranța mântuirii oamenilor, creștinilor adevărați care au derapaje grave în viața lor, perioade de derapaj grav. Nu vă nicăieri în Biblie că Dumnezeu le-ar iar îndemna sau că Duhul Sfânt le-ar da siguranța mântuirii. Mărturisirea spune însă cei care cred cu adevărat în Domnul Isus, iau zis, cei care cred cu adevărat în Domnul Isus, îl iubesc cu sinceritate, străduindu-se să umple înaintea lui cu conștiința curată, pot fi de plin siguri că se află în stare de har. Ei se pot bucura în nădejdea slavei lui Dumnezeu, în citat din romani, care nu va înșela niciodată. Atenție! Cred cu adevărat în Domnul Isus, îl iubesc cu sinceritate și se străduiesc să umble înaintea lui cu conștiința curată. Da? În contextul ăsta al străduinței mele, al iubirii sincere pentru Hristos, al încrederii în Domnul Isus, al străduinței mele de a mă sfinții, de a avea conștiința curată, eu primesc siguranța mântuirii. Nu fără. E foarte... E o anomalie să crezi, e irațional să crezi că în timp ce conștiința ta e pătată de o grămadă de păcate, de un lucru ești sigur, că ești mântuit. Păi eu măcar asta știu, că ești mântuit. E imposibil așa ceva, da? Dumnezeu dă, foarte important de observat, Dumnezeu dă siguranța mântuirii în cadrul sfințeniei. În cadrul sfințirii. Poate mă întrebați, dăm, dăm un pasaj, uitați, vă dau un pasaj. Traducerea nu e foarte bună, GBV 2001, dacă mă înșel, NTR, cred că traduc mai, uh, mai, bine, dar 2 pentru capitolul 1 ne spune în felul următor. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Fiți siguri de lucrul ăsta, da? Căci dacă veți face lucrul acesta în original, este un plural. Căci făcând acestea, nu veți aluneca niciodată. Care acestea? Deci căutați siguranța mântuirii, căci făcând nu aceasta siguranța mântuirii, căutându o Nu veți aluneca niciodată. Ce acestea? Care? Păi vorbește mai sus, că dacă aveți din belșug aceste lucruri, care? credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Deci au tu... Petru spune cu alte cuvinte în felul următor. Căutați cu atât mai mult să vă întăriți alegerea și chemarea voastră, că sunteți ai Domnului, căci făcând acestea, sfințindu-vă, nu veți aluneca niciodată. Da? Deci lucrurile acestea două merg împreună. Sfințirea cu siguranța mântuirii. Nu avem voie să le despărțim niciodată. Niciodată. Care este temelia siguranței mântuirii? De ce ar trebui să fim siguri de mântuirea noastră. Pe cine ne bazăm? Pe cine ne bazăm? Asta e o întrebare foarte importantă și foarte, foarte, foarte bună. Și eu cred că există o, o căutare a siguranței mântuirii legitimă care duce la depresie. Vă dau cea mai simplă metodă. Luați standardele Sfintei Scripturi, cunoașteți foarte bine Sfânta Scriptură, standardele ei, poruncile ei, tot așa mai departe și analizează-te la sânge în fiecare zi. Și pe o săptămână ne întâlnim și discutăm. Deci dacă modalitatea principală prin care tu ții siguranța mântuirii. Este analizându-te pe tine. Care e succesul tău, performanțele tale, reușitele tale spirituale, în lumina standardele lui Dumnezeu? Asta e cea mai scurtă cale și sigură spre depresie. Repet, dacă asta e, asta e modalitatea principală da? de a lua uh, siguranța mântuirii. De ce avem la depresie și de Evident! De, de, ce? Pentru că suntem în carne încă, da? În carnea asta. Și avem falimente, avem eșecuri și niciunul dintre noi nu ne ridicăm. Și cu cât e mintea ta mai luminată de Duhul sunt cu atât vei înțelege mai grav. Și veți vedea mai grave derapajele tale și căderile tale. Le vei vedea mai grave. Da? Și la un moment dat trage concluzia nu sunt mântuitată. Nu sunt născut din nou. Asta trag concluzia. Din felul în care mă comport și de, din ce îmi spune Biblia, nu sunt născut din nou. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Da, dar am încheiat discuția asta e calea cea mai scurtă spre depresie. Nu păcătuiești. Ai păcătuit săptămâna asta? Azi ai păcătuit? Da, în ultimii trei ceasuri, da. Bun, da. Ce căutăm aici? trebuie deci să avem un predic de evanghelizare, nu despre siguranța mântuirii. Dar dacă, dacă ăsta e modul în care îți stragi siguranța mântuirii, mărturisirea nu spune că ar trebui să eviți să te analizezi. Și că n-ar trebui să cauți să vezi în tine evidențele Harului și a Duhului Sfânt în viața ta. Dar ea spune în felul următor, este o ordine, zice așa, această siguranță nu este o convingere ipotetică sau ceva ce ar trebui să presupui tu. presupun că ești mântui, da? Uh, sau probabilă, sprijinită pe o nădejde trecătoare. Ce este o siguranță infailibilă a credinței? Și ascultați, zidită pe sângele și neprigănirea lui Hristos revelat în Evanghelia. Dacă ar fi cineva să spună, spunem cel mai important motiv pentru care tu crezi că ești mântuit, ce îi spune? Păi spui exact felul în care ai fost mântuit. Eu cred că sunt mântuit datorită Domnului meu Isus Hristos. Adică la ce te referi? Păi mă refer la faptul că El a murit pentru mine. Pavel spune, când își prezintă mărturia lui, lui Timotei scrie, m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. De asta cred că sunt mântuit. Asta e primul motiv, principalul motiv. Asta e temelia întâlnirii noastre, asta e temelia vieții noastre, asta e temelia siguranței mântuirii. Siguranța mântuirii este zidită pe sângele Domnului nostru Isus Hristos. De asta predicarea Trebuie să ducă mai, degra, mai devreme sau mai târziu la persoana Domnului Sus. De asta botezul arată spre moartea și învierea Domnului Iisus. De asta cina Domnului, o rânduială continuă a adunării arată spre sângele Domnului Iisus. De ce? Ca siguranța mea, liniștea mea, pacea mea, bucuria mea să fie extrasă din jertfa Domnului Iisus Hristos, nu din performanțele mele. Că eu până să vin la adunare și mă, mă, mă analizez viața, intru în depresie și când mă uit la jertfa Domnului mă ridic de acolo. Și așa trebuie să fie. Când mă uit la mine, nu trebuie să spun, da, sunt extraordinar, sunt un erou. După Domnul Isus, eu sunt al doilea erou. Uitați-vă la mine. Eu sunt extraordinar. Fi grozav să putem spune așa. Dar nu este așa. Siguranța mântuirii mele este zidită pe jerfa Domnului Isus Hristos. De aceea, jerfa Domnului Isus trebuie să fie în centru unei adunări adevărate. De asemenea, spune, ea se sprijină pe mărturia lăuntrică a celor haruri ale Duhului. Și se referă la lucrarea Duhului Sfânt în Sfințire. Harurile ale Duhului adică roada Duhului Sfânt. Da? Sau lucrarea de Sfințire a Duhului Sfânt. Deci, dacă tu spui, da, într-adevăr, frate, extraordinar, mi-a plăcut ce ai spus. Siguranța mântuirii trebuie să fie numai în jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu contează ce fac. Nu contează ce fac. Eu nu văd într-adevăr în mine niciun semn al lucrării Duhului Sfânt în viața mea. Dar eu mă încred în Domnul Iisus. Fals total. Pentru că același Duh Sfânt care îți deschide ochii să vezi jertfa Domnului Sus ca suficientă pentru mântuirea ta, același Duh Sfânt lucrează în inima ta. Lucrează în inima ta. Dar îți dă niște evidențe ale harului lui Dumnezeu, da? Cu alte cuvinte, eu și, și aici trebuie să fim foarte atenți. Eu nu caut să mă măsor pe mine în lumina unor standarde pe care le, eu le înțeleg din Sfânta Scriptură și de acolo îmi extrac siguranța în Eu caut să văd lucrarea Duhului Sfânt în viața mea. Nici aici eu nu caut să văd cât am reușit eu săptămâna asta. A, am reușit ceva. Bun, sunt în regulă. Nu, eu, eu vreau să văd ce lucrează Duhul Sfânt. Deci, și când vorbesc de al doilea aspect al siguranței mântuirii, evidențele harului lui Dumnezeu, vorbesc de evidențele harului Dumnezeu. Despre evidențele lucrării lui Dumnezeu, nu despre evidențele eforturilor mele în lucrarea Sfințirii. Eu vreau, da, și ar trebui fiecare dintre noi să ne luptăm într-un fel cu Dumnezeu în rugăciune. Înțelegeți ce spun? Să spun, Doamne, nu se poate, dacă am o perioadă de cădere, Doamne, nu se poate. Eu sunt copilul tău, am Duhul Sfânt în mine. Nu se poate să trăiesc în așa ceva. Să te lupți cu Dumnezeu în rugăciune, Doamne, nu se poate. Sunt copilul tău, te fac de rușine, fac mărturia Domnului de rușine, fac mărturia adunării de rușine. Nu se poate. Eu trebuie să o rup cu, cu comportamentul ăsta păgânesc, cu comportamentul ăsta lumesc, cu comportamentul ăsta firesc. Cu Dumnezeu trebuie să mă lupt, nu cu altcineva. Și ce motiv ar trebui să-i aduci lui Dumnezeu mai clar decât acesta? Doamne, eu trebuie să arăt lucrarea Duhului sunt în viața mea. Cum pot eu să ies afară și să spun, eu sunt locuit de Duhul Sân, sunt, sunt răscumpărat, Duhul sunt este în viața mea, m-a umplut, mi-a dat tot ce privește viața și evlavia, să mă comport ca un om al lumii. Nu se poate așa ceva. Da? Trebuie să există această zbatere, acest conflict în care să ne aflăm pe pământul acesta. E normal să ne aflăm în conflictul ăsta. Și normal să stăm înaintea lui Dumnezeu, să insistăm în felul acesta. Da? cerându-i lui Dumnezeu să vedem evidențele harului lui Dumnezeu în inimile noastre. Dacă nu le am și am numai evidențele moralității, cum au și oamenii din lume, atunci dezastru spiritual. Nu sunt născut din nou. Asta e singura concluzie. Și al treilea, al treilea loc din care spune că ne putem extrage siguranța mântuirii este mărturia lăuntrica Duhului Sfânt, care spune așa. Și mărturia sau evidența Duhului în fierii care mărturisește împreună cu Duhurile noastre că suntem copii al lui Dumnezeu. Nu știu dacă... Eu cred că ăsta este un test foarte important. Oameni nenăscuți din nou nu știu despre ce vorbesc. Adică ce? Mărturia alăuntre a Duhului care mărturisește cu Duhurile noastră că suntem... Ce aia? E o experiență uh, și trebuie să am grijă să o colesc poate uh, limbajul ezoteric, uh, mistic. Dar este, este, o, este, o, lucrare tainică, fraților și surorilor, misterioasă a Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt poate în cele mai negre momente ale noastre, Duhul Sfânt autentifică, ăsta e lucru care ne ține acolo cu mințile întregi la cap, în cele mai, mai profunde și momente zbuciumate ale vieții noastre. Duhul Sfânt este acolo și ne, ne ține cu mintea întreagă la cap pentru că autentifică că noi suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem în dragostea lui Dumnezeu, că suntem în bunătatea lui Dumnezeu. Nu știi de ce se întâmplă, de ce au loc circunstanțele nefavorabile din viața prin care treci, oricare ar fi ele și care te fac să te prăbușești, dar ai un martor lăuntric a Duhului Sfânt care autentifică fică împreună cu Duhul tău că ești copilul lui Dumnezeu, că ești în grațiile lui Dumnezeu. Zici, doamna, nu pac, Nu pot să împac. Circumstanțele pe care trec cu, cu, cu mărturia asta lăuntrică, dar mărturia Duhului Sfânt este foarte puternică. Da? Și spune Scriptura că Duhul strigă în noi Ava, adică Tată. Ăsta e singurul mod în care poți explica cum milioane de creștini care au fost persecutați de-a lungul timpului în istoria creștinismului au rezistat. E singurul mod, nu au rezistat. Nu au ieșit morocănoș. Din persecuții, n-au ieșit supărați, blestemând pe comunii și pe Dumnezeu și pe toată lumea Prin ce au trecut ei, nici vorba de așa ceva Cum au ieșit de acolo? În mijlocul acelor suferințe Și știți cum e, fiecare avem lumea noastră în care trăim, în fiecare săptămână, bula noastră Te întâlnești cu cineva și începi să spună cât e el de trist, din nu știu ce privințe, nu știu ce Uneori e bine, e pentru tine, fii bă, eu n-am probleme, tată Îți revii instant, eu n-am probleme Pe lângă cealaltă dar alte ori s-ar să ai probleme mult mai grave de ale altor și să spui, bă, ăsta e în lumea lui sărac, ăsta e pierdut total în spațiu, ăsta e în bula lui undeva, ăsta nu are nicio problemă și se preocupă, bă, mă doare puțin unghia, bă, tu nu ești în viața reală, tată, coboară cu picioarele pe pământ. Dar el în bula lui, cu problemele lui, el poate simte la un nivel foarte adânc lucrurile acelea, înțelegeți? Și aceleași promisiuni ale lui Dumnezeu pe care tu poate le folosi sau pe care le-au folosit frații noștri în pușcările comuniste, noi le folosim că n-am avut suficient bani să ne terminăm camera. Și am fost foarte disperați din cauza asta. Aceleași promisiuni ale lui Dumnezeu le folosim, avem aceeași lucrare a lui Dumnezeu. În fiecare perioadă din istoric Dumnezeu s-a manifestat. Dumnezeu s-a manifestat, indiferent de situațiile prin care noi am trecut. Poate comparația a fost puțin deplasată, dar înțelegeți ce vreau să spun. Dar este o mărturie lăuntrică a Duhului Sfânt, da, care ne este, care ne este dată în interiorul, în interiorul nostru. Da? Mărturia Duhului Sfânt. Apoi mărturisirea continuă și spune că această siguranță. Are niște efecte. Rodul acestei siguranțe este păstrarea inimilor celor credincioși în smerene și sfințenie. Mintea umană, firească, gândește în felul următor. Dacă ai siguranța mântuirii, înseamnă că. Și să știți că se întâmplă. Când ai o siguranță firească a mântuirii, și asta e, asta e, ăsta e mărturia pe care o dau alții despre noi și s-ar putea ca de multe ori să fie adevărate, da? Devii arogant. Bă, nu știu ca ăștia care n-au siguranța mântuirii, care trăiesc în frică, în... avem siguranța mântuirii, da. Nu avem siguranța mântuirii, nu suntem ca ăștia, umblăm așa, poți să muriți. avea avem siguranța mântuirii. Dacă siguranța mântuirii produce aroganță, e o problemă. Dacă produce mândrie, e o problemă, nu? Și fiecare dintre noi ar trebui să ne analizăm în privința asta, da? De asemenea, dacă siguranța mântuirii produce păcat. Asta sunt sigur. Pavel. Și vedeți, Pavel tratează lucrul ăsta când vorbește despre nașterea din nou, despre o lucrare puternică, supranaturală a lui Dumnezeu, reală, care ține toată viața. El spune, a, am înțeles, Pavel, ce vrei să spui. Să păcătuim. Să păcătuim de acum, că suntem în siguranță, nu? Suntem în har. Și dacă harul e mai mare decât păcatul, ca să fie mai mult har, păcătuiești mai mult ca să fie mai mult har. Cu cât păcătuiești mai mult, ca atât e mai mult har. Zice oponentul lui Pavel, da? Și Pavel reacționează foarte dur o acestor oameni, zice, este, este dreaptă. Mărturisirea spune, rodul acestei siguranțe este păstrarea inimilor celor credincioși în smerenie și sfințenie. De ce? De ce în smerenie și de ce în sfințenie? Păi smerenie pentru că e siguranța mântuirii. El m-a mântuit, de asta a smerit. El m-a mântuit pe baza meritelor sale. De asta a că nu m-a mântuit din cauza mea. Corect? Asta trebuie să te că nu trebuie să te fac arogant. Ar trebui să, dacă, dacă mântuirea ar fi pe baza faptelor, atunci ar trebui să te facă arogant. Dacă mântuirea ar fi jumate, tu jumate, Dumnezeu ar, ar trebui să te facă arogant. Dar dacă mântuirea toată e a lui, pe baza meritelor sale, pentru ce să fii arogant? Ar trebui să fii smerit. Și de asemenea ar trebui să fii sfânt, pentru că ai în, în tine, vezi, uh, lucrarea lui Dumnezeu. Da? Uh, și lucrul ăsta te scoate dintr-o paralizie pe care o produce frica. Frica te paralizează. Niciun om care, nu a, care are sau orice om care are dubii în privința mântuirii nu poate sluji din toată inima lui Dumnezeu. Frica nu îți dă libertate să slujești. Frica te paralizează. Te paralizează. Și te paralizează pe calea sfințirii. Nu mai ai putere. Ce să te sfințești dacă tu nu știi că ești mântuit? Cum ai tu putere să te sfințești dacă tu nu știi că ești mântuit? E când știi că ești mântuit și că Dumnezeu te-a scos din păcat și ai evidența acestei ridicări miraculoase din gunoi, din păcate, atunci zici, da, Dumnezeu mă poate ajuta să mă sfințesc până la capăt. De asta, siguranța mântuirii duce și la smerenie și la sfințenie. Mărturisia continuă și spune că siguranța nu este esențială pentru credință. Deci nu, dacă ești cu adevărat mântuit sau ai credință, sigur e, ești și sigur de mântuirea ta. Nu neapărat. Nu neapărat. Și vedem lucrul ăsta în viețile noastre. Nu neapărat. Și mărturisia spune, această siguranță infailibilă nu este legată atât de mult de esența credinței încât să fie o experiență automată și inevitabilă. Un creștin adevărat poate să aștepte un timp îndelungat și să se lupte cu multe dificultăți până să ajungă să o dețină. Da? Deci siguranța mântuirii nu este automată. Nu neapărat. Ești și mântuit, ești și sigur de mântuirea ta. De aceea nu trebuie să confundăm și să spunem, domnule, pentru că oamenii ăștia n-au siguranța mântuirii și sunt unele cercuri creștine în care se inoculează nesiguranța mântuirii. Este modul Ăsta e modul de bază în care ei trăiesc. Da? Prin amenințare, prin inocularea fricii. Așa, așa, așa crede ei că funcționează sfințenia. Am întâlnit persoane care spun, eu dacă nu m-aș eu nu m-aș sfinți. Eu din teamă merg înainte. E o problemă dacă ăla e factorul principal motivator al vieții. E o problemă majoră. Dar lipsa siguranței mântuirii nu este egal cu lipsa mântuirii. Da? Să fim... Să fim precauți și cu tact în a rosti judecăți, doar pentru că cineva nu are siguranța mântuirii, înseamnă că nu-i mântuit. Da? două lucruri diferite. De asemenea, întrebarea asta care e folosită deseori în evangelizare ca o poartă așa de deschidere, ești sigur de mântuirea ta? Păi și dacă nu e sigur, nu? Asta e relația lui cu Hristos, trebuie să explice dacă el e mântuit sau nu. Nu dacă el e sigur de mântuirea lui, da? Poate întâlnești un martor Iehova, a, nu doar sigur, dintre 1144.000 de Și noi o să-ți luăm casele tale și mașina ta că o să rămâne pe pământ și voi nu. Dar voi o să fiți anihilați. Poate omul e sigur de mântuirea lui. Și așa e să-ți dai seama că discuția trebuie să meargă în altă direcție, da? Nu dacă omul e sigur de mântuirea lui. Deci și siguranța mântuirii este uh, importantă. Uh, mărturisirea continuă, da? Siguranța nu este esențială Credințe. Deci nu neapărat dacă ai credința autentică, ai și siguranța uh, mântuirii. Dar această siguranță mântuirii trebuie câștigată și trebuie avută. Cum vine siguranța mântuirii? Auziți cum vine. Am văzut care sunt locurile din care ne o luăm. Spune așa. Totuși, deoarece creștinul are capacitate din partea Duhului să cunoască lucrurile care îi sunt date fără plată de Dumnezeu. Și am vorbit de acel organ spiritual care este implantat în Duhul nostru când suntem născuți din nou ca să vedem lucrurile lui Dumnezeu, frumusețea lor pe care până atunci nu le vedem, până la nașterea din nou, nu le vedem. Nu le vedem. Ure urechea ta este atinsă de Cuvântul lui Dumnezeu? Nu înțelegi. Nu te atinge. Nu vezi frumusețea lor. Nu te încântă. Nu te mișcă, da? Fiindcă ai organul ăsta primit de la Dumnezeu, zice așa, credinciosul poate să ajungă la acea siguranță fără o descoperire extraordinară, ci doar prin folosirea corectă a mijloacelor necesare obținerii ei. Deci siguranța mântuirii se câștigă sau se primește prin mijloace obi obișnuite. Ce mijloace obișnuite? Ce mijloace obișnuite? În cu Dumnezeu, în citirea Sfintelor Scripturii. Pentru că ești viu spiritual, toate aceste lucruri îți aduc o siguranță a mântuirii. Când stai cu frații împreună în părtășie, când stai cu frații la cina Domnului, există o siguranță a mântuirii pe care Dumnezeu o lucrează prin metodele obișnuite ale Harului. Da? Nu sunt necesare revelații extraordinare. Aș spune că da, există momente, aș fi atent cu expresia revelației extraordinare, știți dumneavoastră de ce, sunt momente în care Dumnezeu îți dă descoperiri extraordinare sau speciale, sau acea mărturie lăuntrică a Duhului, specială. Când Dumnezeu îți dă o siguranță specială deodată, instant, că ești copilul lui Dumnezeu și te atingi într-un mod deosebit și are un impact extraordinar experiența aia pentru poate restul vieții tale sau pentru o perioadă lungă de timp. Nu că nu se întâmplă asta, dar metodele obișnuite ale lui Dumnezeu uh, uh, ne sunt lăsate la dispoziție, trebuie să ne folosim de ele ca să avem siguranța mântuirii. Dacă eu nu citesc Sfânta Scriptură, nu mă rog constant, nu am și cu frații, nu particip la cina Domnului, nu pot zic că eu aș vrea Vreau să am așa o întâlnire în aia puternică cu Dumnezeu și să mă asigur odată pentru totdeauna de mântuirea mea. Că tu nu te folosești e, ca să spui, după ce sunt post 30 de zile, ca să știu sigur că ziul trebuie să mă duc să mănânc până crep, să mă bage ăștia în spital, să vină să mordu după mine. Nu tată, mănânc în mod obișnuit și ai să vezi că ești în regulă, ești simți bine, da? Ea vine prin folosirea mijloacelor obișnuite ale harului lui Dumnezeu. Mărturisia continuă cu a spune că siguranța mântuirii trebuie căutată, e o datoria noastră. deci a spus, da, faptul că siguranța mântuirii nu este legată în mod intrinsec de credință, adică poți avea credință adevărată fără să ai siguranță mântuirii, nu înseamnă că n-ar trebui să o cauți. Pentru că Petru spune, de aceea cu atât mai mult căutați să întăriți chemarea și alegerea voastră. Trebuie să o întărești. O ai, întărește o Fii sigur că e a ta. Fii sigur că e ta. De aceea este dat datoria fiecăruia să-și dea toată selința pentru a fi sigur de chemarea și alegerea sa. Chiar citează din, uh, din Petru. Prin aceasta, de ce să cauți? Cu ce te avută? Prin aceasta, inima lui poate fi întărită în pace, bucurie, în Duhul Sfânt, în dragoste, mulțumire față de Dumnezeu, precum și în îndeplinirea cu tărie și bucuria slujbelor ascultării. Acestea sunt roadele naturale ale siguranței. Deci cum știi că e o siguranță falsă sau o siguranță adevărată? Păi, așa. Siguranța adevărată duce la pace, la bucurie, la dragoste, la mulțumire, la îndeplinirea tărie și bucuria slujbelor ascultării. Acestea sunt roadele naturale ale siguranței. Și nici de cum acele lucruri care l-ar încuraja pe om să trăiască mai departe în păcat. Deci siguranța mântuirii este elementară pentru că ea, vedeți, mărturisirea asta spune și Scriptura asta ne arată, căutați să întăriți cu atât mai mult chemarea și alegerea voastră, căci făcând aceasta sau acestea, nu veți aluneca niciodată. Și uitați-vă dumneavoastră cum ne facem și... Uite, să ai o săptămână în care nu ești sigur de mântuirea ta, începi să ai dubii. Nici nu mai muncești cum trebuie, nici nu mai trăiești cum trebuie, nu mai faci nici lucrurile lumii astea cum trebuie. Nu le mai faci cum trebuie. Să schimbă toată dinamica vieții. Să se transformă viața, Să se prăbușește, să rupe într-o mie de bucăți. Nu mai funcționează. La un creștin așa ar trebui să fie. Deci dacă eu n-aș mai avea siguranță mântuirii trei luni și aș merge mai grozav decât am mers înainte, aduceam am o problemă. Eu sunt nesigur de mântuirea mea, dar n-am nicio treabă. Toate lucrurile merg în regulă, da? Pentru că de siguranța mântuirii sunt legate toate aceste lucrări ale Duhului Sfânt. De aceea este elementară siguranța mântuirii. Este o datorie a noastră. Trebuie să o căutăm. Trebuie să o căutăm. Siguranța se poate zgudui, micșora sau chiar pierde. Cum? Este posibil ca siguranța mântuirii celor cu adevărat credincioși să fie zguduită, micșorată sau chiar întreruptă. În multe feluri. Cum? Prin neglijență în păstrarea ei. Sunt sigur de mântuirea mea și nu mă mai preocup de subiectul acesta, da? Cum altfel? Prin căderea într-un păcat oarecare. Ce rănește conștiința și întristează Duhul. Da? Deci, neglijez păstrarea siguranței mântuirii, cad într-un păcat oarăcare care rănește conștiința și întristează Duhul. Atenție, siguranța mântuirii vine prin Duhul Sfânt. Cum pot eu să am siguranța mântuirii dacă eu întristez pe Duhul Sfânt prin păcatul meu? Da? Duhul Sfânt își retrage manifestarea, nu prezența, manifestarea. Același fel că îl poate avea și confruntarea neașteptată și vehementă cu ispita. A da? simți puterea ispitei și poți să tragi concluzia greșită că nu ești mântuit. Și ascunderea strălucirii feței lui Dumnezeu. Veți găsi zeci de psalmi în care psalmistul strigă disperat. Siguranța mântuirii foarte interesant în Vechiul Testament, în psalmi. David. David mi se pare cel mai, cel mai bucuros și depresiv om de pe suprafața pământului. Începe psalmul, Însă în fundul mocirilei, m-au cuprins, m-au legat, Însă aproape în locuința morților, mor, Doamne, cum o să de morții? Termină psalmul, sus sunt slavile cerești, laudă, e liber, e sigur, e extraordinar, da? Parcă ne, reprezintă pe, parcă ne reprezintă pe noi. Pentru că, și este rugăciunea asta constantă în psalm, ca Dumnezeu să facă să strălucească lumina feței lui. Asta e siguranța mântuirii. Când parcă ai sta față în față cu Dumnezeu și Dumnezeu îți arată bunăvoința lui, dragostea lui față de tine, Da? Asta este siguranța mântuirii. O găsiți în foarte multe locuri și în Vechiul Testament. Ei, când Dumnezeu nu mai luminează cu strălucirea feței Lui, îți pierzi siguranța mântuirii, da? nu mai ești în atmosfera aceea în care ar trebui uh, să fii cu Dumnezeu. Uh, acest efect îl poate avea, da, confruntarea neașteptată cu ispita, ascunderea strălucirii feței lui Dumnezeu, care îi face chiar și pe cei ce se tem de Dumnezeu să umble câteodată în întuneric și să nu aibă nicio lumină. Se referă cu privire la siguranța mântuirii. Să simți că umbli în beznă, creștin în beznă totală. Mai spunem noi câteodată, nu simt nimica. Nu simt nimica. De o perioadă de timp nu simt nimica. Citesc, nu simt nimica. Mă rog, nu simt nimica. Când cu frații, nu simt nimica. Sunt aici împreună, nu simt nimica. Îi văd pe alții că plâng, că se roagă, că cântă, că sunt bucuroși, că au pace, că au mulțumire. Discută cu entuziasm. Eu nu-i nimica. Îți stare ca betonul. Da? Ai pierdut siguranța mântuirii. Din unele motive care au fost precizate aici și ar trebui să ne evaluăm. Siguranța se poate diminua, poate fi micșorată, poate fi zguduită și poate fi chiar întreruptă. Poate fi chiar întreruptă. Evident, poate să fie și un test din partea lui Dumnezeu ca să verifice, ca să verifice pentru noi, evident. El nu are nevoie să afle nimic de la noi. Să ne arate pe ce se bazează siguranța noastră. Da? Dacă nu ne încredem în lucruri în care ar trebui să nu ne încredem. Da? Pierderea siguranței mântuirii totuși nu este același lucru cu pierderea mântuirii. Și mărturisirea clarifică foarte clar. Clarifică foarte clar, da. Totuși, deoarece credincioșii niciodată nu sunt lăsați fără sămânța lui Dumnezeu sau făcuți părtași naturii lui Dumnezeu, ei nu pot fi îndepărtați pentru totdeauna de la viața de credință, de la acea dragoste a lui Hristos și a fraților, de la acea sinceritate a inimii și datoria conștiinței. Și siguranța va fi stabilită, spune, la uh, timpul potrivit. Deci siguranța aceasta nu este totuna cu pierderea mântuirii. Pentru că în mie, eu rămân părtaș naturii lui Dumnezeu, continui să am viața de credință, continui să am dragoste de Hristos, continui să am o sinceritate a inimii, continui să am acea datorie pe care mi-o spune conștiința că trebuie să mi-o îndeplinesc. Da? Uh, și foarte interesant. Persoanele cu care eu am discutat despre siguranța mântuirii în general sunt persoane foarte sensibile la lucrurile spirituale. Și încercam să-i conving, uite-te la tine, un om necredincios, dar de cât timp ești în sarea asta? Păi sunt ani de zile din care mă frământ. Ok, trăiește, bălăcărești, în păcat? Nu! Mereu la biserică, da, te rogi, da! C te folosești metodele Harului? Da! Și ești nesigur de mântuirea ta? Da! Păi mă, omule bun, tu știi vreun om necredincios al lumii astea, care să frământă dacă e în dragostea lui Dumnezeu, că îi pasă dacă e în dragostea lui Dumnezeu? Păi, ai prieteni necredincioși? Da. Știi vreunul dintre ei care, cu care ai discutat, care are frământările astea? Păi nu. Un om al lumii nu stă ani de zile căutând ca să știe sigur că e în grațele lui Dumnezeu. Un om, un om al lumii acestea nu caută să trăiască în sfințenie, să iubească pe frate, să iubească pe Domnul Isus Hristos. Își dă toate silințele, toate străduințele și în zbaterea asta continuă. Un om al lumii nu are. Omul ăla poate să caute o perioadă de timp și spune, spune vezi de treabă, nu e nimica. Da? Siguranța mântuirii așadar nu este totuna, sau pierderea siguranței mântuirii nu este totuna cu pierderea uh, mântuirii. Și în final această siguranță poate fi recâștigată. De ce? Pentru că temelia pe care ea se bazează este aceeași. Eu sunt răscumpărat, sunt născut din nou, am credință, am dragoste de Hristos și de frați, am o conștiință care e inviată prin Duhul Sfânt. Datorită acestor lucruri care nu se schimbă niciodată, eu pot să-mi recâștig siguranța mântuirii. Și spune, siguranța mântuirii va fi restabilită la timpul potrivit, prin lucrarea Duhului Sfânt care în tot acest timp, atenție, când eu n-am siguranța mântuirii, prin prezența acelor haruri, adică a lucrării Duhului, sunt tainice lăuntrice, îl ține să nu cadă în disperare uh, totală. Deci siguranța mântuirii se restabilește și un credincios adevărat ar trebui, dacă își pierde siguranța, să caute cu tot din adinsul ca să-și recâștige această siguranță a mântuirii. Amin.